Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Complexul de Servicii Sociale Casa Noastră din Zăgujeni. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească, dragi copii și tineri, pentru această osteneală răbdare și jertfă de care ați dat dovadă. Venindu-mă cu câteva zile înainte și aseară, înțeleg, Părintele Paroc, v-ați povestit, pregătindu-vă ca astăzi să vă întâlniți în chip tainic însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care mi s-a dăruit iarăși și iarăși euharistic. În cadrul Sfintei Liturghii, toți copiii s-au împărtășit. La această Sfântă Liturghie au fost prezenți și s-au împărtășit nu numai copiii din această școală, această unitate, ci din parohia Zăgujeni, participând, sigur, și credincioșii parohiei și mângâindu-se, punându-și bucurie prin rugăciunea Preasfințitului Părinte, prin care Duhul Sfânt s-a pogorât într-un alt mod față de celelalte zile în care se liturghisește și în această parohie prin Biserica Parohială. Un eveniment deosebit oferit copiilor din centru de plasament Casa Noastră Zăgujeni de către Episcopia Caransebeșului. O mare bucurie pentru noi, pentru toți, pentru copii, pentru personal, pentru oamenii satului, pentru că astăzi este o zi a porților deschise, când fiecare doritor poate să vadă centrul de plasament Casa Noastră Zăgujeni, să vadă condițiile în care trăiesc copiii, să vadă ce li se ofere, atât material cât și spiritual, cu această ocazie, în Marele Post al Sfintelor Paști. Au participat autorități locale, personalul și beneficiarii centrului, precum și numeroși credincioși din parohia Zăgujeni.